Newsflash on 3NET Radio. Este ora 16, sunt Maia, ascult știrile Radio 3NET. Primăria Capitalei, prin Centrul pentru Seniori al Municipului București, organizează în perioada 1-3 iunie, în Parcul Tineretului, evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Copilului, intitulat Joaca de-a Copilăria. Este un concept unic dedicat copiilor și bunicilor, prin care bunicii vor dezvălui celor mici lumea de povestea jocurilor de odinioară, prin acțiunile organizate și desfășurate pe parcursul celor 3 zile, în intervalul orar 17-21. La Grand Cinema and More, Ziua Internațională a Copilului se transformă într-un întreg weekend de celebrare a veseliei. Activități pentru întreaga familie și premii garantate așteaptă în cinematograf pe cei mici în perioada 1-3 iunie. Un weekend prelungit înseamnă mai multe planuri bifate și mai mult timp petrecut în familie. Iar mici iubitori de film vor avea un premiu garantat pe care îl primesc pe loc. Începând cu Ziua Copilului, timp de 3 zile, fiecare bilet pentru copiii sub 12 ani achiziționat este însoțit de un card răzuibil care ascunde premii. ANM anunță vreme frumoasă în continuare în capitală, cu posibilitatea de a verse în zona de vest a țării, la deal și la munte. Acestea au fost știrile orei 16, sunt Maia, la mulți ani!